Relațiile dintre PSD și UNPR, formațiune politică ce nu s-a decis dacă va candida singură la alegerile din 2016 sau va rămâne pe liste comune cu PSD sau altă formațiune politică, sunt mereu negociate. Liderii locali ai partidului susțin că se fac eforturi de a colabora instituțional normal cu PSD și cu celelalte formațiuni politice. Da. Acolo problema în Consiliul Județean este următoarea, ține și de modul cum lucrez cu colegii. Eu vă spun sincer, eu îi adun, discut, adun. Sun. Băi, ne vedem, avem ședință 29. La ora 11, la ora 12 ne întâlnim, discutăm. În timp de luni încerc să dau telefoane. Ești plecat, nu ești plecat, un coleg sigur nu-i. Domnul Șerban nu-i, pe 28 pleacă, v-am spus. Așa? Și sunt pe fiecare. Cam asta ați primit ordinea de zi, s-a comunicat, știți? Și le spun. Crezi că aveți ceva acolo, observații? Oricum, dacă îmi pus ceva mai complicat, spuneți-mi, sunați, veniți încoace, dacă nu, ne vedem pe data de la ora 11, cum aș o spun acum. Și atunci, zicem, cu fiecare dată așa procedez. Și nu e noutate, din totdeauna. Așa am făcut cu ei și ne înțelegem bine, fiindcă încerc și eu să ne apărăm unii pe alții și interesele organizații noastre, a partidului. Nu dau, i-am rugat să nu dăm dovadă de slăbiciune și de, hai să zic așa, folosesc contextul, nu ne ia cineva ca pe mărgele, el este frumoase toate în șirac, dar când e una singură nu știi ce înseamnă, știți? Și atunci să stăm compact, să lucrăm împreună, chiar dacă sunt lucruri care nu-ți convin, în politică nu întotdeauna toate îți convin, nu toate frumoase, nu toate pe aceeași idei, că așa este, suntem structuri diferite, inteligențe diferite, gândiri diferite, fără din cum să plecăm spre treaba vaic de mine, sunt doctrinii noi adăugate. Astea s-o mai lăsăm mai moale cu doctrinile, le rezolvi cei de sus. Președintele UNPR recunoaște că relația dintre UNPR și PSD este impusă de la centru, dar afirmă cu admirație că în PSD există o disciplină de partid bine controlată, spre deosebire de PNL, unde lucrurile stau cu totul altfel. Noi avem o relație stabilită de la nivel central, suntem și în colaborare la nivel județean. PSD-ul au o disciplină internă foarte bine controlată, așa. Deci, foarte bine controlată disciplina la ei, voturile sunt bine, bine verificate, nici la alea secrete nu se întâmplă să fie vreo eroare. Față de colegii de la PNL, care vorbim așa, la modul, ei azi zic că sunt nou PNL și când le numim voturi la mâncinci. 5. Da, da, de la PNL, da. Și când așa, 7. Și când chiar am avut o discuție. Băi, dar nu, ca să știți, contezi ei, că mai trebuie să ieșim, de exemplu, ne punem la fiecare formațiune, vom avea câteva voturi. Acum fiecare formațiune va spune un membru. Adică e jenant că la ceilalți ies așa și la ei ies cu vreo 5 împotrivă. În zona Roman, PSD este foarte bine reprezentat teritorial, ceea ce contează foarte mult în ecuația politică. Nu, PSD-ul ne sprijină, suntem efectiv într-o echipă. Pe problemele județului le discutăm, au doi vicepreședinți, zona romană e bine garnisită, acoperită ca întotdeauna și e ceva de apreciat, fiindcă sunt multe probleme și să și rezolvă, însă în ce privește aspectele interne ale lor, sunt ale lor. Sunt ale lor. UNPR este la nivel central și local în plină ascensiune și din ce în ce mai decis să încerce a conta cât mai mult la alegerile din 2016, fie că va candida pe liste proprii, fie că va face o alianță politică convenabilă. Declarativ, Partidul Interesului Național încearcă din răsputeri să rămână la guvernare, conștient că voturile sale contează.